Scriitorul Salajului. Mă bucur foarte tare de câte ori primesc un mesaj, mai ales în ultima vreme, să văd ce activitate bogată și consistentă, nu doar că sunt multe acțiuni, dar sunt toate cu greutate și cu bătaie lungă, se întâmplă la Zalău. Și îmi aduc de aminte de fiecare dată că, deși în 1970, când eu am fost o jumătate de an profesoară la Liceul Pedagogic și Institutul Pedagogic care era acolo, deși pe vremea aceea Zalăul nu avea apă, străzi erau pline de noroi, totul se dădea pe cartele și pe alte șmecherii, deci erau sumedenie de piedici, toate amintirile mele despre Zalău sunt superlativ de bune. Adică a fost cel mai bun început pe care îl puteam avea ca profesoară, într-o școală în care erau foarte buni profesori, în care se cheltuia, pe vremea aia, se cheltuia enorm ca să fie o școală bine dotată, și am mai spus-o, dar o mai spun pentru cei care n-au auzit, îmi făceam orele de română în laboratorul fonetic, în așa fel că puteam să învăț pe copiii de la țară să pronunțe cum trebuie cuvintele în limba literală. Am putut face un cerc de teatru, am participat cu elan la culesul de mere și de struguri, deși Laura era pe drum. Am fost la furat. Da, am fost la furat de prune busuioace într-o grădină unui om, noroc că nu ne-a prins. Eram 10 care făceau naveta de la Cluj, profesor de muzică, de desen, de chimie și așa mai departe. Am rămas cu toții prieteni, mă rog, care am rămas și în viață. Când am venit la Cluj, în anul următor, și am devenit profesoară la liceul, Marele Liceu Audișinca, liceu de engleză. Prima mea întrebare a fost către director, de unde iau filmul? Care film? Păi vreau să predau lecția de început de o pildă la clasici și trebuie filmul. Filmul Căminescu, aveau la Zalău filme mișcate, vreau să zic. Îmi trebuie filmul. N-avem film. Dar unde fac lecțiile de pronunție corect? Unde e laboratorul fonetic? Este, dar pentru engleză. Bun. De unde iau, nu știu ce, mape cu... Păi n-avem. Da, frumos! Frumos! Da. Deci am rămas cu o imagine de oameni care știu să facă lucrurile foarte bine și să le facă în așa fel încât toată lumea să se simtă foarte bine. Am mai povestit despre o sală la internat, undeva nu departe de Creplă, sau cum se zice acolo, vizii rezetic sau cum. De unde curge apa? Da, așa. Era un internat unde noi patru profesoare, chimie, română, muzică și nu mai știu ce, locuiam cum? În mijloc erau înălțate saltelele de rezervă și de o parte și de alta în spațiul ăla îngust, noi aveam două paturi acolo. Era o sucă de teracotă în care nu știam să facem foc, fiindcă întâmplarea făcea că era toate patru din zonă în care am crescut cu gaz metan. Și mi-a găsit portarul cu chibritul lângă buștean, doar basa prinde. Dar, mă rog, toate aceste lucruri care puteau să fie întunecate și negre, nu ne-au întunecat deloc, fiindcă oamenii din jur aveau atâta dorință de a face bine, în ciuda tuturor piedicilor, încât Zalău a rămas pentru mine o amintire foarte frumoasă. Așa că mă bucur foarte tare să descoper de fiecare dată ce lucruri se fac acolo. Mă bucur că, așa de repede am putut spune la cale și reprezentanța Sălaj a filialei, și că acum o spun o chestie foarte subiectivă. Din 2005 am încercat să fac o sumedenie de lucruri la filială.
ca să ne simțim împreună, dar mă simt foarte bine atunci când colegii mei ajung pe picioarele lor. Adică vreau să zic, și la Zalău, și la Satul Mare, și la Baia Mare, și la Bistrița, sunt asociații de scriitori, reprezentanțe atât de puternice, cu reviste, cu editură, cu activități, cu evenimente, cu idei, încât îi simt cumva ca pe copiii mei ca mult. Dar în orice caz, unii care atât de frumos au crescut, încât eu pot să văd liniștită de bătrânețe. Prin urmare, încă o dată, bine ați venit, îi întâlnirea sărăjenilor. Vă atrag atenția, poate unii dintre voi îmi ar știți, aici un sărăjan vechi, Ion Noja, așa, că acolo lângă Mircea Popa. Da, și eu sunt sărăjan. Da? Da, deci acum la vede, nu mai da. Până la urmă o să spuneți că filiala e rușii făcută numai din sărăjan. Da. Am 15 ani de stat. Da, așa. No, bun. Deschiderea se va face cu întâlnirii noastre, cu Ion Taroș și cartea lui despre Traian. Evident că ne va spune pe scurt ce are de spus, fiindcă pe lung vom afla din cartea lui pe care o puteți procura alături și alte cărți acolo. După care Marcel Bucaciu și cu Alice Mărelea Micu vor fi cei care se vor ocupa de introducerea voastră pe rând pentru lansări. Să vă gândiți și la o lectură finală, la un mic recital poeții, dacă doriți. Totul se filmează și e bine să arătați tot ce știți. Prin urmare, Ion Taroș, te rog frumos, mi s-a spus de la editură să atrag atenția că e făcută cu sprijinul, dar spui tu. Da. Na, bun. Bine, de așadar, Ion Taroș are cuvântul despre romanitatea noastră. Dacă vă știți să manipulez acest aparat, nu vorbesc prea des la microfon, mai mult de la cateră, dar... Dar nu să-mi sprijini acolo pe ăla, pe picior și gata. Da? Nu risc să nu se audă. Va se audă. Așa poate că e mai deștept. În primul rând, vă salut și eu pe toți cei prezenți, sălăjeni prin naștere, sălăjeni prin adopție, sălăjeni fugiți cumva și întorși, încât mie îmi face o deosebită plăcere. N-am avut o asemenea plăcere de când sunt să mă găsesc între sălăjenii mei, dacă îmi dați voie să vă spun așa, și să aflu despre oameni, despre publicații, despre activitățile lor, iar ce spune Irina, ce a spus Irina astăzi, m-a mișcat cu totul. Nu știam că ai fost în Sălaș, în Zalău, profesoară, și că ai avut o asemenea experiență. Dar nu mă mir deloc că ai avut o asemenea experiență, pentru că în Sălaș multă lume are o experiență foarte frumoasă. Și eu sunt unul dintre cei... Eu să te fixez eu. Eu sunt unul născut în Sălaj, în Prodănești, plecat de la 10 ani aici la Cluj, la școala normală de băieți, și pe urmă în vacanțe din când în când în Prodănești, iar de o vreme și mai puțin decât până nu demult. Nu mai am pe nimeni acolo, frații mei au murit, părinții au murit de mult și eu nu mai sunt cu mașină, n-am venit cu mașină ca să pot să fac drumul la Prodănești mai ușor, așa încât m-am înstrăinat probabil puțin. Ce vreau să pun, în primul rând, să remarc această întâlnire care vine după cea de la Bistrița Năsăud. Presupun că urmează Satul Mare și Baia Mare. Filiala Cluj are o activitate extraordinară. Eu nu cunosc o instituție de acest fel care să aibă o activitate atât de bogată, aproape fiecare zi e ocupată cu un program prevăzut de cine? De Irina Petraș.
Irina Petraș, care a făcut din această filială a Uniunii Scriitorilor un loc de întâlnire, un loc de, cum să zic, de gândire, de discuții, de... Ea gândește pentru noi deseori. A gândit câteva cărți pe care care am mai publicat. Câteva, 30. 30? Da, 35 chiar. Oh. Și gândesc adevărat, dar la gândurile mele răspund tot proiecte de filială. Asta e mare. Dar ce, cum să nu răspundă când gândirea e așa de bine făcută? Deci, mulțumesc foarte mult, Irina Petraș. Salut pe toată lumea și vă rog să-mi dați voie să vă prezint foarte pe scurt. 10-12 minute am calculat eu. Cartea mea, aceasta, Împăratul Traian și conștiința romanității românilor, o carte care, despre care unii zic, cum s-a întâmplat oare că tocmai un autor din Sălaj scrie o asemenea, abordează o asemenea temă fundamentală în cultura română? Și vreau să vă spun că nu este prea de mirare lucrul ăsta, decât pentru unii, deoarece Prodănești este în apropiere de Porolisul. Deci e la marginea romanității, ca să zic așa. În Prodănești vorbea foarte mult chiar despre Porolisum, despre romani. Tata vorbea despre drumul romanilor, m-a și dus cândva pe drumul romanilor ca să-l văd și eu. Și-a botezat unul din fii cu numele Traian. Deci nu este deloc de mirare că în sufletul meu, peste mulți ani de la copilăria mea, în 1979, când mă găseam la Universitatea din Köln ca profesor de română, primise Ministerul Învățământului, unul dintre colegii mei, profesori germani, a vorbit la seriile românești pe care le organizam eu despre un scriitor spaniol, Ramon de Basterra, diplomat, scriitor de origine bască, de altfel, care a renunțat la postul lui din Roma, post de diplomat în Roma, ca să vină la București să trăiască din plin această mare unire în 1918. Și a scris o carte despre Traian, care pe mine m-a entuziasmat extraordinar și a renescut în conștiința mea toate preocupările și tot ceea ce știam de la tata din copilărie în legătură cu romani și cu romane și cu Traian. Prin urmare, nu s-o cotesc că e o întâmplare că tema a fost abordată de un autor din Sălaj. Am pornit sub niște auspicii foarte precare, ca să spun așa. Și anume, despre Traian, în literatură, nu se vorbea. Nu se vorbea decât probabil foarte puțin. În folclor nu era aproape nimic adunat în legătură cu el. Și atunci era o îndrăzneală nemaipomenită din partea mea să mă ocup de Traian, tocmai de el, în domeniul folclorului, al oralității, pentru că asta era tema care mă preocupa pe mine. Mai era o piedică. Și anume, în folcloristica internațională, un autor francez, de origine germană, de altfel, Arnold van Gennep, a scris o carte despre legenda populară și a descoperit el că legenda are o durată scurtă, că legenda durează în oralitate 200 până la 250 de ani, deci 4-5 generații. Prin urmare, să te ocupi de Traian de acum 2000 de ani era o puțină absurditate. Și nu numai francezul avea această idee, și germanii, care erau împărțiți pe atunci în federală și democrată, cercetătorii din Germania federală au scris o carte intitulată, cu semnul întrebării, Continuitate? Ceea ce înseamnă că puneau și ei sub semnul întrebării ideea că ceva poate să continue, hai să zic, 200-300 de ani, dar 2000 de ani
aproape imposibil. Ce m-a avantajat pe mine? Sau care au fost momentele mai importante, mai plăcute? Au fost și momente de dezamăgire și au fost și mari momente de bucurie pentru mine. Și anume, după o conferință pe care am ținut-o aici, la invitația Irinei Pătraș, am ajuns să constat că în literatura germană există un scriitor mare, întemeietorul poeziei moderne germane, Martin Opitz, care a fost invitat, țineți-vă bine, în scaun, în 1622, de către principele Ardealului de atunci, Bethlen Gabor, la Alba Iulia, unde a înființat el un gimnaziu. Și a vrut să-și aducă profesori din Occident pentru ca să poată să facă, să stabilească relații între Ardeal și Occident și între Biserica Reformată din Ardeal și Reformată din Occident. A venit pe cal, călare, din Silesia și s-a oprit în Cluj, a luat parte la dieta din Cluj și a ajuns în Alba Iulia. Dar în Alba Iulia el s-a comportat cu totul altfel decât aștepta prințul Bethlen Gabor. Și anume, el a descoperit pe amărâții de români, a descoperit limba care a spus el, eu o auzeam pentru prima oară, dar au fost și alții care au spus-o înainte, română este mai aproape de latină decât limbile vorbite în Italia, în Galia, în Iberia. Pentru mine a fost o chestiune tulburătoare, dar mi-am dat seama până la urmă că avea dreptate. Pe urmă a mai spus, în căsuțele, în colibele românilor, mai curge și acum sânge nobil roman. Mi s-a părut nemaipomenit pentru 1622-23. Și multe altele pe care nu le pot, că văd că mă întind pe tare, nu le pot discuta acum. În opera lui spune, românii vorbesc despre câmpul lui Traian, o pășune în apropiere de Zlatna. Cu alte cuvinte, românii vorbesc oralitatea, era descoperită de acest german silezian care a venit cam din întâmplare la Alba Iulia. Și el a făcut o pasiune teribilă pentru Ardeal și pentru Dacia, și anume a cules, a transcris o sumedenie de inscripții romane pe care le găsea la tot pasul de altfel pe atunci și a vrut să publice o carte cu inscripțiile romane din Dacia, dar cu vremea și-a dat seama că nu-i suficient și a dorit să scrie și a scris o carte despre istoria Daciei, Dacia Antiqua, din păcate el a murit dând pomană unui ciumat din Danzig și s-a molipsit și el și bineînțeles că opera lui a fost arsă ca să nu se molipsească oamenii de ciumă. Deci, din păcate, nu avem cartea, dar toată atmosfera pe care el a creat-o în Strasbourg, în Paris, în Heidelberg, în multe localități, în Antwerpen, de asemenea, în favoarea Daciei, a Transilvaniei, a românilor, este un lucru extraordinar pentru acea perioadă. Au mai fost momente fericite, ca să zic așa, în viața mea, în problema lui Traian, și anume la 1534, un italian, Francesco della Valle, a vizitat mănăstirea Dealu. Și acum a aflat de la călugări că românii știu, cunosc tradiția lui Traian, vorbesc despre ea și știu cum a venit, cum a descălecat Traian, cum a învins pe Decebal, cum a împărțit pământurile ostașilor lui și așa mai departe.
Și în fine, ca să mai dau încă un nume în aceeași direcție, academicianul Ioan Aurel Pop a publicat nu de multă vreme o carte care se numește De la romani la români, care este plină de informații privitoare la tradiția orală de la 1500 și ceva. Nu e 400 și ceva. La mijlocul secolului al XV-lea sunt cele mai multe dovezi scrise despre tradiția în română a lui Traian. Bineînțeles că toată munca mea s-a desfășurat, cum am spus, cu bucurii și cu oarecare decepții. Am avut și o decepție extraordinară, și anume, la un moment dat am decis să rog pe unul dintre colegii mei din București să adune din răspunsurile la cele patru chestionare importante și foarte puțin cunoscute, a lui Odobescu, Așdău, Densușeanu și Mușlea, se adune toate informațiile de acolo despre Traian. Nu erau chestionare adresate direct, sau nu se ocupau direct de Traian, ci unul dintre ele numai, celelalte toate erau, aveau temă specială. El a adunat din Biblioteca Academiei, din răspunsurile la aceste chestionare, un material extraordinar. Pur și simplu m-a dărâmat când l-am văzut. Dar am avut o decepție tot așa de mare, și anume, tot materialul ăsta era din Muntenia și din Moldova. Deci Ardealul lipsea aproape total din răspunsurile la aceste chestionare. Atunci mi-am zis eu, înseamnă că eu nu pot să public o lucrare despre Traian în Moldova și în Muntenia. Dacă nu este și Ardealul, înseamnă că totul s-a dărâmat. Și să vedeți că tot un silezian m-a salvat, și anume la Biblioteca Universității din Cluj este un dulap la sala profesorilor în care profesorii își rezervă cărțile de azi pe mâine. Și se mai uită unii la ceilalți, la cărțile celorlalți. Așa m-am uitat și eu și am găsit o carte în limba germană a unuia Neigebauer, fost diplomat și el la Iași în 1840 ceva, care și-a luat un an întreg liber, a stat în Ardeal și a adunat toate așa numitele antichități romane din Ardeal. A scris o carte care a ieșit în 1851 și care m-a răsplătit pentru toată munca mea, pentru că mi-a scos în față tot ceea ce trebuia să știu cum știau cei din Muntenia și Moldova, din Ardeal. Extraordinar. Eu am lăudat acest autor și sper să mai pot scrie despre el, pentru că nu a făcut numai antichitățile, ci a scris despre Moldova, unde el a fost diplomat, și a spus un lucru nemaipomenit. Țăranul moldovean e cel mai cinstit om din lume. Nu știu dacă e adevărat, dar asta era părerea lui. Nu pot să mă întind mai departe, cred că am depășit cu mult minutele rezervate. Aceasta este dimensiunea istorico-arheologică a lucrării mele. Ea are mai multe dimensiuni. O dimensiune lingvistică, care e tratată acolo, o dimensiune etnologică, foarte importantă, și o dimensiune de antropologie culturală. Toate acestea figurează în carte, dacă o să aveți răgazul și posibilitatea să citiți cu atât mai bine. Dacă nu, în toamnă eu voi avea o conferință mai largă decât cea de astăzi la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, unde voi vorbi despre Traian și despre cartea pe care o am. Vă mulțumesc foarte mult! Mă iertați că am întârziat puțin, am depășit puțin timpul și aștept să vedem celelalte contribuții. Celelalte. Foarte interesante și vă asupra cu mulțumire.
toată rușinea. Am cartea de mai multe vreme, dar m-am putut să de acasă, n-am apucat să o citez, dar acum ai convins că musai trebuie să o citesc. Cartea se găsește alături și puteți procura și puteți obține autograful la Ientaloș. Acum te rog să iei un loc acolo ca să vină aici pe rând cei care se... Așa și la ce puteți, Alice, aveți cuvântul să prezentați sălajul de Ientaloș.